Probabil că punctul cel mai însemnat pentru astăzi, cu care ar putea petrece chiar tot timpul acesta, ar fi să urmăm exemplul Evelinei, care s-a rugat de vreo trei ori pentru familia ei. Doamne, îți mulțumesc pentru familie și iarăși îți mulțumesc și iarăși Și de ce credeți că s-a rugat de vreo două, trei ori? A simțit că nu a mulțumit ajuns, e prea, prea mult și s-a rugat iarăși. Și noi am avea motive mari să... Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și când vedem o situație cum ar fi cea pe care am urmărit-o împreună pe ecran, este momentul să înălțăm o rugăciune de mulțumire. Doamne, îți mulțumesc din suflet că pot să stau liniștit pe o bancă în locul acesta. Când ne gândim la cei care sunt în spital, e cazul să nu uităm de noi care nu suntem acolo. Și toate aceste lucruri, prin harul bunului Dumnezeu, să se întoarcă în mulțumiri către Cer, către Domnul. Sigur că, dacă n-ar fi așa cum a cântat corul nostru, dacă n-ar fi vorba de Domnul, n-ar mai fi vorba de nimic. Și mă bucur din toată inima că, încet, încet omenirea, și mai ales în zone care până acum n-au fost atinse, cum ar fi în zona oamenilor de știință sau clasa tineretului din lumea noastră și a tinerilor adulți își îndreaptă inima tot mai mult spre Dumnezeu. Ultima soluție este Dumnezeu, de fapt. Oamenii își vor da seama că sunt confruntați cu o situație fără ieșire. Cineva a pregătit arma nucleară numită Satan, apasă acolo și o se îmbată cu niște vot, apasă acolo și dă drumul. Cineva trăiește cu spaimă că pică peste el, că răspunde celălalt înapoi cu altă atomic și pământul arde cu tot ce e pe el. Lucrurile acestea sunt cuprinse în prorocia Domnului nostru Isus Hristos care a spus oamenii își vor da sufletul de groază numai la auzirea veștilor. E greu să luăm noi diagnosticul tuturor care au murit de spaimă în perioada aceasta, dar sunt destui oameni și noi învățăm în locul acesta cum să trăim în mijlocul acestor spaime, fără spaimă. Și învățătura de astăzi, în mod special, pregătește sufletul nostru pentru una din cele mai devastatoare arme ale răului, cu care sufletul omenesc este atacat și pentru care nu există protecție decât în Dumnezeu. Altă protecție nu există. Așa că, tema noastră din miniseria Portret în Cărbune. Am înțeles că am încurcat numerele, mi-a scris ieri fratele, fratele Puștia, vezi că ai încurcat numerele, sper să descurcăm cu ajutorul Domnului. Tema de astăzi se numește Invitație Permanentă. Nu știu dacă în sufletul cuiva este loc pentru vreo invitație permanentă afară de Dumnezeu. El are invitație permanentă. Nu cu toată lumea. Unii oameni nu au loc pentru așa ceva sau nu au o invitație permanentă, ci ocazională. Cum ar fi venirea la biserică? O invitație ocazională. Suntem astăzi îndemnați să adresăm lui Dumnezeu această invitație permanentă după cum El ne-a adresat nouă o invitație permanentă? Și nu există un timp în care să venim în prezența Domnului și să ne spune: Domnule, nu ești invitat. Ești persoana non grata, nu ai ce să cauți aici. Nu există acest timp la Dumnezeu față de noi. Și nu trebuie să existe nici la noi față de El. Niciodată nu trebuie să intrăm într-o împrejurare în care să nu putem invita pe Dumnezeu cu această invitație permanentă. Și astăzi o să mergem în întâia Samuel, în a doua Samuel, la capitolul 19, și uh, înainte de a intra în studiul nostru, aș vrea să dau citirea acestei invitații permanente. David adresează uh, invitația aceasta permanentă lui Mefi Boșet. Și acesta a venit cu spaimă în suflet, gândind că este unul din casa lui Saul care nu va supraviețui uh, eșecului Revoltei lui Absalom. Și a gândit că el nu va nu va supraviețui, având în vedere că făcea parte din, din, familia lui Saul. Gândea așa pentru că nu cunoștea ce înseamnă ca un om să fie om după inima lui Dumnezeu. Singurul lucru care ar putea aduce pace într-o casă sau într-o biserică sau într-o lume este omul după inima lui Dumnezeu. Acesta este un argument care aduce pace. Se poate trăi în liniște și pace dacă cineva, este om după inima lui Dumnezeu. Astfel că uh, Mefi vine și David îl întâmpine și îi spune: Nu te teme. Vreau să-ți fac bine. Din pricina Tatălui tău, Ionatan. N-am uitat pe Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile Tatălui tău, Saul? O. Oh, da. Da. Nu, nu am, eu nu, nu, nu întrețin ură, îți voi da înapoi toate acestea. Și invitația permanentă, vei mânca permanent la masa mea, împreună cu fiii împăratului, împreună cu împăratul. Vei mânca permanent la masa mea. Aceasta este invitația Tatălui nostru Ceresc, bazată pe Ionatan cel de pe cruce de această dată, și în numele lui și pentru el... Avem această invitație permanentă la masa lui Dumnezeu. Noi nu suntem în așteptarea unor lucruri, deși le așteptăm, ci trăim în prezent această experiență. Voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Invitația este permanentă. Am învățat în prezentările trecute și cred că o să mai avem una vineri seara viitoare online. Faptul că o armă ca aceasta, în negrirea cuiva, în public, în familie, în biserică, în lume, în negrirea cuiva, produce efecte devastatoare. Nu o să putem să oprim pe în să continue să înnegrească, dar putem să întărim sufletul nostru. În mijlocul acestei experiențe. Noi nu putem să dăm virusul afară, dar putem să luăm măsuri de imunizare. Nu avem cum face lucrul acesta. Trebuie să păzim corpul, corpul nostru în direcția aceasta. La fel este problema sufletului nostru. Despre ce este vorba? Noi ne îndreptăm spre un eveniment în care veți fi urâți de toți. Fără excepție? Dacă de toți. Să fiu urât? Păi a înseamnă sete de sânge, înseamnă crimă. Da, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Acesta e motivul persecuției. Din pricina numelui meu. Și întrebarea și chemarea noastră de astăzi este, Doamne, ce să facem ca să stăm în picioare? Păi suntem într-o școală în care suferim. Elevii noștri la școală uh, suferă pe cineva care îl bat jocurește. Am văzut o studentă care, adică o fostă studentă care a, a eșuat groaznic în viață, era o epavă umană la această dată și jelea pe ecran și spunea că este din cauza faptului că și-a bătut joc de ea când a fost la școală acolo și uh, ea s-a prăbușit în acest fel. Nu putem să o oprim pe batjocoritor să-și bată joc de un copil, dar putem învăța copilul să aibă în vedere pe Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu este singurul antidot pentru lucrul acesta. Așadar, vom merge în Cuvântul lui Dumnezeu ușor, ist -ă, scurt, istoria o știm. În momentul Revoltei lui Absalom, o parte din oameni au mers cu David și o parte au mers cu Absalom. Acum Absalom s-a spânzurat până la urmă, s-a fost spânzurat, a fost străpuns cu săgețile de Ioab, s-a sfârșit revolta aceea. Un anume și mei își dă seama că nu i-a mers și atunci el merge la David și își cere viața. Iartă, am fost nebun, te-am blestemat, te-am jurat, te am vorbit, iartă-mă. Și David spune, nu, nu vei muri. Nu, nu vei muri pentru asta. În ceata lui era un anume Țiba, tot în ceata lui și mei ei erau gașcă împreună. Acest Țiba a fost cu ochii pe pământurile lui Saul, vroia să ia pământul acesta în stăpânire. Cum să ia el când te vreme exista un moștenitor acolo? Și atunci el a creat o situație. Moștenitorul era infirm de picioare, se numea boșet. Era de fapt un nepot lui Saul, era băiatul lui Ionatan, și boșet, în persoană spune acestui țiba care a fost onorat cu încrederea, cu, cu pază, cu protecția lui Mephiboshet. boșet îi spune, te rog echipează imediat totul, vreau să mergem cu David, vreau să mergem cu împăratul. Și acest țiba ia colțul imediat, urcă în carul acela și pleacă cu împăratul. Unde este Mephiboshet, întreabă împăratul? m-aș fi așteptat să-l văd aici. Nici de cum nu mă gândeam să... Unde este? Oh, nu, nu vrea să vină. El, -a, duce, el, el, a spus, eu merg cu Absalom că vreau să iau înapoi pământurile tatălui meu și... Uh, deci așa, da. S-a terminat totul. Acum David întâlnește pe Mefiboset. Știți, omul lui Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu, nu discută cu țiba despre Mefiboset. L-a ascultat, i-a spus treaba aceasta, dar el, omului Dumnezeu, discută cu, cu Mefiboset. Acesta e David, asta înseamnă om după inima lui Dumnezeu. Vă menționăm că la ultima întâlnire de pastori, pre, președintele ne-a spus, mărturia care i-a dus în adunare trebuie întâmpinată cu întrebarea, ai vorbit cu această persoană? Și în cazul că nu se răspunde afirmativ, nu e cazul să continuăm dialogul. El a spus, du-te la fratele tău și vorbește cu fratele tău. David nu poate să ia mărturia lui Țiba, gata, am înțeles ce a făcut Mefiboset. Nu vreau să vorbesc cu el. L-a chemat, a vorbit cu el și Mefiboset îi spune, robul tău i-a cerut acestui om să mergem după tine. Omul acesta m-a înșelat, a promis, dar a mințit, a luat colțul și a fugit cu tine. Are o agent, are anumite planuri. Și după ce a fugit, n-a fost de ajuns, m-a negrit pe mine în fața ta. A spus că eu sunt cu Absalom. M-a negrit pe mine. Deci așa stau lucrurile, spune omul după inima lui Dumnezeu. Foarte bine, am înțeles acum. Și ceea ce s-a intenționat a fi, o negrire și o distrugere a reputației și a dreptății și a adevărului, s-a transformat într-o binecuvântare și într-o binecuvântată invitație permanentă. Și să citim împreună cuvintele pe care David i le-a spus lui Mefiboset, dincolo de cuvântul, vei mânca întotdeauna la masa mea. Mefiboset nu consideră că îi se cuvine așa ceva, din potrivă el spune, zice, nu înțeleg de ce faci lucrul ăsta. Asta nu este dreptate. Eu sunt din familia aceasta care a încercat să te omoare. Și nu, nu e drept ce faci, este har, nu e dreptate. Și așa era. Atunci David îl cheamă pe acest țiba, informatorul și negritorul. Și îi spune, împăratul a chemat pe țiba, slujba, slujba și a zis, Atenție! Dau fiului stăpânului tău, adică lui Mefiboset, tot ce era al lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Trebuie să știi lucrul acesta. Tu să lucrezi, țiba, tu să lucrezi pământurile pentru el, tu fii tăi, robii tăi și să strângi roadele ca Mefiboset să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, vreau să auzi lucrul acesta, va mânca întotdeauna la masa mea. El a zis împăratului Țiba, robul tău va face ce poruncește împăratul Domnul meu, robului său și, încheie versetul 11, Mefibosheta a mâncat la masa lui David cu unul, ca unul dintre fiii împăratului. De ce învățăm acest lucru? Putem să fim așezați într-o situație ca aceasta? Dintr-o perspectivă sau alta. Nu putem să știm. Eu am fost în multe medieri în viața mea și am văzut în negriri din acestea cumplite, în familie Cineva care jura pe Dumnezeu din cer că soția dumnealui este necredincioasă. Și cine o negrise? Negrilă, un negritor. adică, dar prin cine a făcut treaba aceasta? Prin acela care era chemat să păstreze pacea în familie, să predice pacea lui Hristos. El a predicat negura aceasta cumplită. Și am stat până despre ziua și am ascultat lucrurile acestea. Ba nu, nu sunt eu cea desfrânată și necredincioasă. Tu ești criminalule care te-ai dus acolo și ai făcut cu tare lucru în data de la ora de. Și deodată copilul familiei, sare, avea un copil, sare îngrozit și înspăimântat. tată și mami m-a chemat și m-a instruit cum să mă port când nu voi mai avea amândoi părinții în casă. Atunci, Doamna se întoarce către el. Cine-ți-a spus așa ceva? A întrebat Doamna pe soțul ei. Și-a dat numele acestui prelat. Ție cine-ți-a spus despre mine? Tot Dumnealui. Ție cine-ți-a spus că noi doi nu o să. Tot Dumnealui. Toate drumurile duceau acolo. Într-o astfel de situație. Primul lucru este rugăciunea: Ajută-mă, Doamne, să am acces la adevăr, să fie lumină, fă lumină pentru lucrul acesta. Doi, nu pune la inimă ceea ce știi că nu este adevărat cu privire la viața ta. Nu pune la inimă așa ceva că te doboară, nu stă nimeni în picioare. Au fost atâția oameni care și-au luat viața din cauza distrugerii reputației lor, nu a caracterului distrugerea imaginii în fața familiei sau în fața lumii și au luat viața pur și simplu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață ceva cu totul și cu totul aparte într-o astfel de împrejurare în care veți fi urâți de toți, scrie Sfânta Scriptură, din pricina numelui meu, veți fi urâți de toți. Aș vrea să mergem împreună în Matei, capitolul 5, versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, de ce mă alergi, de ce mă prigonești, de ce mă pui în ziare sau asta? Păi acesta e motivul. O, oh, atunci am ferice de tine, a spus Domnul Hristos. Cum să fie ferice, Doamne, când sunt expus în negrit în fața lumii poporului Dumnezeu, va fi definit ca fiind criminal împotriva umanității? Asupra lui vor fi puse acuzații legate de evenimente, de mișcări ale pământului, de evenimente ale naturii, cum ar fi acestea. Se va spune: Acest cutremur a avut loc din cauza necredincioșilor și păcătoșilor ăștira care sunt aici. În satul nostru era o persoană pregătită, intelectual, despre care Duhovnicul a spus să nu mai beți apă din aceeași fântână de unde bea această persoană ea primise credința care o avem și noi în suflet. Să nu mai beți apă din aceeași fântână. A chemat pe soțul intern să nu te mai Stai cu femeia asta de parte este spurcată, este așa. A fost vremuri când ei mergeau departe și scoteau apă și aduceau de... din fântâni, din râuri, pentru că au fost expuși și puși în fața oamenilor ca fiind un blestem pentru omenire. Nu poți să mai întorci Dunărea înapoi, nu, întorci, nu poți să întorci convingerile unei lumi. Odată ce a pornit într-o direcție, uneori adevărul se instaurează în minciuna ca adevăr până vine Domnul. Abia atunci vor fi scoase la lumină lucrurile. Dar ce ai de făcut tu? Spune cuvântul lui Dumnezeu, nu uita, ferice de tine, când acesta e motivul să nu suferi nimeni ca hoți sau făcător de rele sau ca unul care se amestecă în familia altuia sau în treburile altuia. Nimeni să nu sufere ca unul care se amestecă în treburile altuia. L-au chemat pe Mântuitorul, amestecă-te tu între mine și fratele meu să facem dreptate. Și Isus a spus, nu, eu nu sunt chemat să mă amestec. Pai, să împărțim averea. Nu, du-te la tribunal. De aceea aveți acolo asesor, ăsta... Nu, nu sunt chemat să împart averea aceasta. Uite ce sunt eu chemat. Feriți-vă de orice fel de lăcomie de avere. Și-a plecat. Ferice va fi de voi când din pricina mea. Adică trebuie să știi motivul pentru care suferi, pentru care ești prigonit. Să știi lucrul acesta și motivul să fie acesta. Din cauza credincioșiei tale și din cauza numelui meu când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Ferici ce va fi de voi? De ce? Pentru că sunt neadevărate. Tu știi ce scrie în cartea lui Dumnezeu cu privire la tine. Este la fel de urât și de groaznic să fii lăudat pentru un bine pe care nu l-ai făcut, ca și a fi acuzat pentru un rău pe care nu l-ai făcut. E la fel de groaznic. Dar singura mângâiere într-o situație ca aceasta, în care se creează o opinie în lumea întreagă împotriva oamenilor, împotriva unui grup de oameni, se creează o opinie generală cu privire la acest lucru, singura evadare, singura izbăvire este refugierea în Domnul știi că lucrul acesta nu este adevărat, nu lăsa mintea să fie otrăvită, tulburată, nu trăi nopți albe din pricina unui lucru care știi că nu este adevărat. Ai datoria și obligația să nu stai pe loc să-ți plouă în cap cu acid. Nu, no? scrie cuvântul lui Dumnezeu, versetul 12, treci la atac. Și versetul acesta spune așa, bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în cerul. Răsplată pentru ce? Răsplată pentru că ai fost vorbit cu multe vorbe rele care nu au fost adevărate. Și ai trecut încercarea aceasta atât de grea. Mare este răsplata voastră în ceruri, că și tot așa au prigonit pe prorocii care au fost. Nu ești tu primul care mergi pe drumul acesta. Așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului. În ce domeniu? Păi în domeniul în care răspundeți acestei vorbiri rele, dar neadevărate. Asta, la aceasta se referă Evanghelie? Lumea se va uita și cananiții și fereziții de care vorbeam azi dimineața aici la studiu. Ei se vor uita cum răspunzi tu la acest lucru. Dacă răspunzi la calomnie cu calomnie, dacă răspunzi la lucruri rele și neadevărate cu lucruri rele și neadevărate la rândul tău și dacă răspunzi răului cu rău, lumea se va uita. Tu ești sarea pământului. Tu trebuie să biruiești răul, dar prin bine. Niciodată nu folosești instrumentele diavolului ca să faci lucrarea lui Dumnezeu. Nu, no, niciodată. Aceasta înseamnă sarea pământului. Dacă sarea își pierde, gustul, adică își pierde răbdarea, dacă sarea răspunde cu, aceeași, cu același fel de monedă, dacă, răspunde răul, dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta puterea, nu mai are putere. În momentul în care tu răspunzi răului cu rău, nu mai ai niciun fel de putere. S-a dus vorba este adevărată, dar nu are putere. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu mai departe, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară. Voi sunteți lumina lumii. Lumea se uită, cum veți răspunde voi când veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu? Cum veți răspunde voi? Prin aceasta sunteți voi lumina lumii. Și vorbim de aceste evenimente mari, dar cum rămâne cu cel de fiecare zi? Cum rămâne cu o mică jignire, o mică, bun, nimic, un lucru care să. Cum rămâne cu acesta? Cum te... o, o să fim atunci când va fi doar astăzi? Vezi astăzi clar în viața și ființa ta unde te găsești. Îți dai seama că un anume lucru te irită, te pornește, te îndeamnă să faci rău și răspunzi la tratamentul acesta. Această școală, în cele mici, credincioșia în cele mici ne pregătește pentru credincioșia în cele mari. Și lucrul acesta se manifestă în fiecare aspect al vieții noastre. Trebuie să ținem seama de lucrul acesta. Dumnezeu mă școlește, Dumnezeu mă învață. Domnul te învață ca un părinte pe copilul lui. Și integritatea ta și adevărul despre tine trebuie să fie de așa natură Încât vine cel rău, dar nu trebuie să găsească nimic. L-au căutat pe Daniel în acte, ați văzut acolo. I-au căutat actele, l-au răscolit 2 ani sau au Nu a durat atât, la mine a durat într-o ocazie. La el a durat o perioadă de control. N-au găsit nimic. Nu au găsit ce să spună, ce să facă. Vine stăpânitorul, dar nu găsește nimic. Sufletul trebuie să -ți fie curat și liber. Orice fel de impuritate a sufletului, a gândirii, a simțirii se întoarce împotriva ta într-o situație de criză ca aceasta. Închei cu un tablou așa mișcător. Un misionar american merge în Egipt pentru o perioadă și a ales o zonă în care oamenii erau săraci, lipiți pământului, cum spunem noi. Ei lipeau cu pământ pe jos, își lipeau casele cu pământ o sărăcie care nu prevedea nimic de seara până dimineața. Nu puteai să spui cum spune altul. Și dumnealui, acest misionar, a primit salariul pe care trebuia să-l primească și ce avea, dar așa calculat toate lucrurile și rămânea descoperit două luni de zile din anul ăsta ce o să dea el familiei de la luna a 10 la luna a 12-a. Locutea treaba asta. Și atunci ajunge în una din aceste case de pământ, unde locuia o doamnă în vârstă și văduvă. Și asistă la ceva care a spus Dumnealui, dacă citeam într-o carte, mi-era greu să cred, dar acum, dacă am trăit, eu am văzut cu ochii mei. Pe când era acolo, a venit un vecin cu o bucată de pâine și cu o mică bucățică de brânză. Și a bătut în ușă și a întrebat-o, măicuța, ai mâncat în seara asta? Și ea spune, zice, am mâncat. Mulțumesc lui Dumnezeu. Păi uite, ți-am adus o bucată de pâine și cu un pic de brânză. Pentru mâine dimineață, spune uh, dumnealui. Ține le pentru mâine dimineață. La care doamna a spus, nu. Păi ai ce să mănânci dimineață? Nu am absolut nimic. Dar nu țin aceste lucruri pentru dimineață. Știi de ce? Pentru că acum, când vorbim noi aici, într-o colibă, e cineva care n-a mâncat de trei zile. du și du acestei ființe, iar eu văd ce-i face dimineața. Să nu vă îngrijorați dar cu privire la ceea ce veți vorbi, pentru că în clipa aceea, a promis Dumnezeu, El îți va da ce ai de spus, cum ai de spus, cât ai de spus, cui ai de spus. El va avea grijă de toate aceste lucruri în Duhul Domnului Hristos care spune Tatăl îmi spune ce să vorbesc și cum să spun. Amin. Tată, ne închinăm ție și îți mulțumim pentru făgăduința aceasta minunată pe care ne-ai dat-o. dă ne în școala vieții, Doamne, ca să putem trece cu bine examenul credinței și vieții noastre. Binecuvântă adunarea noastră, familiile noastre, de tuturor binecuvântă mărturia noastră în lume, și binecuvântat să fie în veci. Amin.